Fostul prim-ministru Vladimir Filat a venit cu o reacție la întrebarea adresată de către fosta sa colegă de partid Maia Sandu și anume unde sunt banii. Astfel, în cadrul unei emisiuni de la Jurnal TV, fostul lider al PLDM a explicat că nu are nicio datorie, sfătuind-o totodată pe șefa PAS să se documenteze înainte de a face o declarație de acest sens. Înainte de a vorbi, trebuie să te informezi. Și eu consider că dacă dumneavoastră ar cunoaște, iar necunoaște, nu te absolvă de responsabilitate. Dacă nu cunoaște, trebuie să-și consulte cei care se pricep în acest domeniu, ar fi știut. Când sentința mea de condamnare nu este stabilit prejudiciu. Rog. Totodată, Vladimir Filat a menționat că Maia Sandu pune în practică ideile folosite de Vladimir Plahotniuc și Ilan Șor. Este un șablon care este folosit la toate misiunile la care am mers în ultima perioadă de timp. Este regretabil, deoarece este exact, da, să voi să închei, este exact ceea ce vorbea Plahotniuc și Șor, având în vedere că ăștia sunt plecați, văd că mesajul a preluat doamna Maia Sandu. Mai mult de atât, acum legat de fostul lider al Partidului Democrat, ex-premierul a afirmat că la începutul lui 2019, o persoană ce reprezenta interesele lui Vladimir Plahotniuc l-a vizitat în penitenciar și i-ar fi cerut, în schimbul unor favoruri, să facă un denunț împotriva președintelui țării, Igor Dodon. Potrivit lui Filat, ceea ce s-a urmărit la acea etapă nu a fost ceva întâmplător, în schemă fiind implicat și Ilan Șor.